Carnavalurile reprezintă o tradiție în întreaga Italie, dar nicăieri nu se organizează mai bine ca în Veneția. În cazul în care ți-ai dorit vreodată să te costumezi într-un personaj din Fantoma de la operă, atunci aceasta este marea ta șansă. Astfel, din 4 februarie, bărcile colorate își vor proi drum spre Marele Canal, purtând venețieni costumați și mascați sub ochii vizitatorilor adunați pe poduri și pe mal. Carnavalul de la Veneția este un eveniment unic care atrage atenția întregii lumi asupra orașului plutitor. În prezent, zeci de mii de străini vin la Veneția pentru a se bucura de distracție și spectacolele de acrobație. Dansul se întoarce și pe străzile din Rio din 17 februarie. Carnavalul de la Rio de Janeiro este cel mai mare carnaval din lume și unul dintre cele mai importante evenimente culturale braziliene. Evenimentul atrage circa 2 milioane de curioși care vin să se bucure de spectacolul oferit de peste 200 de școli de samba și 300 de trupe de cartier. Carnavalul de la Rio de Janeiro înseamnă venituri de aproximativ 740 de milioane de dolari. Unul dintre cele mai renumite carnavaluri din lume, alături de cele de la Rio de Janeiro și Veneția, este și carnavalul de la Nisa, cel mai important eveniment de iarnă de pe Riviera franceză, care atrage în fiecare an peste 1 milion de vizitatori din întreaga lume. Evenimentul este despre culoare și veselie, costume extravagante, bătaie cu flori, marionete cu capete supradimensionate, sunete și lumină. Carnavalul începe în 10 februarie și se termină în 26 februarie.